Vernisajul expoziției de artă contemporană Miopie istorică a artistului Sever Petrovici Popescu și curatoriată de Ioana Marinescu a avut loc luni la Timișoara. Prin fotosculpturile sale, autorul a folosit instrumentul artistic pentru a înfățișa publicului un episod de tristă amintire din timpul regimului comunist în România, când aproximativ 44.000 de persoane de pe o fâșie de 25 de kilometri de la granița cu Iugoslavia au fost deportate în Bărăgan. Pentru reușita lucrărilor, Sever Petrovici Popescu a încercat să se transpună în pielea persoanelor din acea vreme, cu toate trăirile pe care le-au avut victimele deportării. Și atunci a existat constant această întrebare, ce aș fi făcut eu în acea situație, cum aș fi simțit eu acolo, și peisajele expuse aici sunt o mărturie a faptului că am stat și m-am gândit la aceste lucruri în acele locuri. Întotdeauna un peisaj, chiar dacă nu are în el un personaj, are întotdeauna în spate fotograful care a fost acolo și care a meditat la aceste lucruri și care s-a gândit la aceste lucruri. Aceste lucrări sunt rezultatul parcurgerii acelor spații, având în minte interviurile cu deportați. Prin fotosculpturile sale și arheologia memoriei, Sever Petrovici Popescu documentează o lume dispărută, o cercetare simbolică și ritualică, dar încearcă să surprindă și un spirit al locului. Această lucrare vorbește despre timp sau despre lipsa timpului. Deportarea în Bărăgan a reprezentat și o metodă de izolare a unor elemente pe care partidul le considera indezirabile. Și atunci pierderea timpului făcea parte din această strategie. O fetiță și-a întrebat tatăl: tată, nu mai am un ceas ca la mine în sat, ca acasă, unde erau copaci și era un alt peisaj. Când să vin la masă? Și tatăl îi pune o cărămidă de chirpici și zice: te uiți la umbra cărămizii și când ajunge umbra în punctul X, atunci vii acasă să mănânci. Iar lucrarea lui Sever Petrovici Popescu vorbește despre ideea asta de timp și de izolare. Despre această perioadă neagră nu s-au spus și nu s-au scris multe în timpul comunismului. Putem vorbi despre un gol istoric, de aceea demersul de cercetare al artistului nu a fost unul ușor. Acest gol de istorie produce foarte multe semne de întrebare și Sever a reușit să îl cuprindă atât de bine într-o denumire ce mi se pare esențială, miopia istorică. Iar doamna Zbaranda Vultur a spus un element care mi s-a părut și mai interesant, felul în care privim prin retrovizoarea mașinii aceste istorie care se îndepărtează din ce mai mult. Expoziția poate fi vizitată la Memorialul Revoluției 16-22 decembrie 1989 din Timișoara, în perioada 18 iunie-20 iulie 2024. Proiectul a fost deja expus la Muzeul Municipal Călăraș și la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București. Vernisajul expoziției la Timișoara a avut loc o zi înainte de data comemorării victimelor deportării în timpul regimului comunist.